Dar pe de altă parte și liniștit pentru simplul fapt că echipa a creat foarte multe situații de a marca, nu? Bună seara! Am mai avut momente de acesta și anul trecut. Mă bucur că am trecut anul trecut prin aceste lucruri. Anul trecut, să zic, că mă supăram când ratam așa mult. Acum, cu siguranță, am experiență mai multă și n-am de ce să fiu supărat. Chiar mă bucur pentru victoria echipei și pentru jocul tuturor, pentru că am făcut un meci bun. Ai totuși o pasă decisivă la finalul unui meci foarte, foarte reușit, nu? Adică te consolezi cu asta. Da, măcar cu asta să rămân. Da, important a fost victoria, iar nu am luat gol, deci jucăm bine și sperăm să continuăm așa. Te deranjează în vreun fel faptul că, nu știu, s-a considerat, de exemplu, că meciul de astăzi e jucat de jucători, nu neapărat de la echipa a doua sau, mă rog, a doua echipă, ci jucători folosiți mai puțin, sau, dimpotrivă, consider că această concurență va aduce minute suficiente pentru fiecare în acest sezon? De ce să ne supărăm? Noi trebuie să ne facem treaba unde ne bagă mister, să demonstrăm că putem să fim și noi acolo în Europa, să intrăm. Chiar și la meciul cu Slobozia și acum a jucat foarte bine. Ce părere ai despre returul cu Pafos? Ok, ați câștigat cu 1-0, dar pare în continuare, pentru că lumea se așteaptă să vă calificați, dar eu am fost aici și știu că n-a fost chiar atât de ușor pe cât a părut. Da, este un meci greu. Chiar au jucători de calitate în atac, ne-a arătat și mister. Da, joacă acasă cu fanii, cu siguranță o să pună presiune. Trebuie să rezistăm la presiunea lor și să gestionăm bine momentele jocului. O ultimă întrebare. Crezi că CFR este mediul propice pentru tine să ajungi în sfârșit la echipa națională ca opțiune reală și permanentă? Cred că a văzut toată lumea cât de fericit sunt aici, cât de bine joc. Chiar în seara asta m-am simțit foarte bine și sper să continui tot așa. Mulțumesc!